Deci nu sunt singur, așa cum uh, pretind unii și alții, suntem doi. Paul Cozighian, în dreptul camerei, și eu în fața ghilotinei. Deci o să începem să dialogăm. Să-i dăm drumul atunci. Să-i dăm drumul, să încercăm. Noi intenționasem uh, să începem dialogul ăsta acum câteva luni, din motive independente de voința mândorului, nu s-a putut realiza. Între timp, eu mi-am pierdut încărcătura. Și s-au pierdut multe din uh, uh, lucrurile pe care aș fi putut să le spun atunci. Uh, nu erau lucruri foarte importante, dar, uh, tocmai pentru că nu sunt importante, o să le repet. Adică, o să încerc să vorbesc despre mine, în primul rând, ca de o persoană quasi necunoscută în România. Deci, trebuie să mă prezint. Numele meu este Paul Goma, sunt scriitor. Astăzi suntem în 25 noiembrie 1997 și acum 5 zile, în 20 noiembrie, am împlinit 20 de ani de când am plecat din România și plecat am fost. Fac o paranteză. Eu am fost, în 1970, am fost interzis, total. Nu mi s-a mai publicat cărți, n-am avut voie să public în presă, numele meu nu era voie să fie pomenit în vreo, știu, cronichetă sau uh, notiță sau așa mai departe. N-am avut voie nici eu, nici familia mea, soția și socrul meu să publicăm traduceri. Deci, și atenție, zic, zic asta pentru că e adevărat că în perioada zisă stalinistă se cunosc cazuri teribile de persecuție scritoricească de oameni care au fost interziși ani de zile peste un deceniu, ci um, care unii au fost reabilitați post-mortem, ca Blaga, de pildă, care n-a apucat să vadă încă totuși uh, această deschidere. Um, dar sub Ceaușescu, eu cred că am bătut recordul de lungime a interdicției, pentru că a început în 1970, în martie, și a durat pe solul României până în 1977, în noiembrie. Când am plecat, deci iată, șapte ani și ceva, deci eram prezent pe solul patriei iubite și socialiste, și după aceea exilul, da, acolo e altă poveste, pentru că din moment ce ai plecat, ești considerat trădător de patrie și de neam și de nu știu ce, deci intrăm în altă categorie. Deci, 20 de ani de exil dar eu sunt un profesionist al exilului pentru că mi-am început exilul de care nu-mi dădeam seama la vârsta de, să zicem, aproape 9 ani, în 1944, când din Basarabia, sub presiunea armatei roșii liberatoare și biruitoare, a trebuit să ne refugiem și am ne-am refugiat în Ardeal. Deci, dintr-o dată, a început unul dintre exiluri, au urmat și celelalte, deci cel din 1977 nu m-a prins nepregătit. Pentru că trebuie să fii pregătit ca să poți rezista la proba exilului și poți să <coughs> marturisești, fiindcă am făcut și închisoare, în mai multe rânduri, am făcut și domiciliu obligatoriu. Uh, exilul e mai greu și decât închisoare. Pentru că în închisoare lucrurile sunt nete, e suferința, e foamea, e. și în același timp este curajul, dacă există sănătate. Pe când în exil lucrurile sunt mai complicate, fiindcă țin mai degrabă de partea economică pe care nu o poți stăpâni și în același timp de, de singurătate, care de asemenea e greu de suportat, pentru că în închisoare uneori ești. Prea înconjurat, prea mulți colegi, prieteni ai, dar le simți ca într-o peșteră în care te-ai adăpostit, le simți celorlalți blana cu umărul. Nu? Și e bine, la căldură sunteți mai mulți, uh, sunteți. Uh, Există ce se numește solidaritate tacită. Ori exilul e cu totul altceva. Însă n-am -am intenția să vorbesc despre exil, ci o să sar la cenzură. N-are nicio legătură cu exilul, dar o fac eu legătură aceasta. Eu care sunt, sunt un preistoric, cum îmi spunea o fetiță, am cunoscut cenzura ticăloasă cinstit. Adică aceea justă, mai frate. În care niște tovarăși, activiști, făceau această treabă, murdară. Cenzurau. Dar lucrurile erau clare. Adică, tu, autor, prezentai un manuscris la o editură sau la o redacție de periodic. Uh, un tovarăș de la editură sau de la redacție, dar numai anumiți tovarăși, aveau misiunea de a face legătura între redacție-editură și controlul presei, sau organele de control sau, pf, în sfârșit, cenzura îi se spunea uh, curent, dar ei nu acceptau aceasta. Și tu ca autor nu aveai contact direct, nu puteai dialoga cu cenzura, deci ție ți se comunica prin filtru ce, care sunt obiectele. Acest gen de cenzură a funcționat uh, cam până prin 1965, când au început lucrurile să se mai schimbe, adică tovarășii de sus de tot de la controlul presei au devenit ceva mai, uh, scritorii ce -au mai, mai îngăduitori eu spun, mai puțin cretini. E chestie de nuanță. Mai puțin ai dracului. Dar rămâneau tot niște funcționari de partid, niște activiști de partid care își făceau treaba lor. În 1977, dar eu eram deja scos din, din joc, țin minte, tocmai fusesem liberat din închisoare de la Rahova, s-a ținut unul dintre congresele Scriitorilor, în vara lui 77. E, în momentul în care am citit în organ de dezbaterile și luările la cuvânt, și mai ales cuvântarea lui Ceaușescu, mie mi-a sunat cunoscut. Dar nu aveam cum să-i să spun, pentru că era după arestare, când pusesem uh, mutat din. Uh, adică după, după arestare și după liberare, când fusesem alunga din apartamentul pe care îl ocupasem și mi se dăduse un alt apartament la o adresă care nu exista, n-avea număr, nu avea blocul, n-avea indicații și așa mai departe. Oricum, stăteam în spatele lui Mazilescu, undeva în drumul taberei, stația Ialomicei, undeva într-un bloc fără număr, însuși. Deci, n-aveam cu cine să comunic, pentru că mie, hotărârile luate la acel congres mi s-au părut înfiorătoare Uh, și pe loc am spus, și bineînțeles că cei cărora Mazilescu, Rai, cu, cei cu care singuri cu care mai vorbeam, au spus că exagerez, deci eu am spus uh, ce ce se va întâmpla de acum încolo va fi un pitești literar. Ce înseamnă un piteș literar? Înseamnă că tu nu mai ai statutul tău onest de victimă, adică tu, tu suporți uh, agresiunile gardianului, ale cenzorului, ci ca la după ce ai fost victimă, ești obligat să devii călăul colegilor tăi. Ceea ce s-a și întâmplat. Bineînțeles că bravii mei colegi au acceptat numai decât această schimbare de tactică ticăloasă a lui Ceaușescu, cea al sfetnicilor săi, ar fi interesant de, de știut cine i-a dat această idee pe lui, nu putea să-i vină. Așa, așa, Adică, să nu mai fie cenzura un organism aparte care se țin de Comitetul Central și de nu știu ce. Bun, aia exista, că aia n-a fost desfințată. Însă, cenzura propriu-zisă, cenzura de masă, cenzura de apropiere, să fie exercitată de redactori. Fie redactor, da, asta, redactorii de periodice, asta o făceau înainte, dar redactorii de editură. Deci, rând fruntea frunții editoriale din România, cartea românească a lui Marin Preda, cine făcea, ce a început să facă oficiu de cenzură. Nu mai făcea tovarșa Doxănescu, despre care eu, de pildă, îi cunoștem doar numele. Nu am văzut -o niciodată la față și nici nu aveam dreptul, nu aveam această ocazie și o făceau colegi și oameni foarte buni, scritori de mare talent și de mare capacitate, de care lucrau ca redactor la acele la editor. Adică, Gabriela Adameșteanu, Sorin Mărculescu, Mircea Ciobanu, cine mai era pe acolo? Magdalena Bedrosian și așa mai departe. Deci ei nu mai făceau ca înainte cum să spun? Munca doar de redactor, de carte, iar treaba cu cenzura spuneau înainte. Spuneau, da, asta este treaba lui Gafița, de pildă, sau treaba lui Cutare, care era curea de transmisie cu Comitetul Central sau cu Securitatea. Mă rog, cam același lucru în cazul ăsta. Ci ei înșiși, discutând cu autorul, îl șantajau prin legăturile de prietenie de camaraderie, de egalitate. Cu toți erau scriitori, de faptul că ei erau recunoscuți ca scriitori de valoare, și îl șantajau pe autor să facă modificările pe care el le cerea în numele, numele cenzurii. Ori așa s-a întâmplat la lapitești. Lapitești, uh, victimele, adică cei care fuseseră cenzurați înainte, au început să-i cenzureze pe alții. Or, eu aici am văzut rezultatul, la început nu mi-am dat seama de unde vine uh, rezultatul. Cam prin 1984, da, o coincidență, poate să fie și o coincidență, nu? Orwell, cartea um, 1984, cartea lui uh, Amalric, va supraviețui Uniunea Sovietică până în 1984. E, cam în o, 1984, fiind aici în exil, am observat la cei care veneau în vizită, în călătorii pentru o săptămână sau pentru șase săptămâni, dintre unii chiar prieteni de-ai mei, pe care îi știam înainte și care mai fuseseră și cu câțiva ani înainte, am observat o bruscă schimbare, să zicem, calitativă. N-am putut să-i dau nume, am încercat să, să definez ce, ce Că se întâmplase ceva, se întâmplase ceva. Uh, mai târziu m-am gândit că Acumulându-se această nefericire, nefericirea de a provoca tu, victimă, suferință celui de alături. Imaginându-ți că tu ai să suferi mai puțin dacă ai să provoci suferința celui de alături. Nici nu mai ești conștient de poveștile astea. În 1970, fiind în România, am scris un articol în jurnalul <coughs> uh, german Die Zeit despre, era intitulat așa, cenzură, autocenzură între cenzură și spuneam încă numele, <laughs> sunt, sunt totuși niște ani de atunci, ha? Da, un sfert de secol spuneam că există cenzura pe care toată lumea o cunoaște, autocenzura pe care, din păcate, am început să o cunoaștem și noi, însă, însă, în România, după modelul Pitești, adică, al reeducării, al, al nenorocirii, al tragediei de la Pitești, scritorii din România se întrecenzurează și nici un, cum să spun, nici un securist nu e, e mai eficace decât un fost deținut a, din opoziție sau de dușman al poporului care se pune în slujba lui. Pentru că el cunoaște slăbiciunea victimilor. Și știe unde să, fiind, fiind a fost bătut, știe unde să dea ca să doar. Întrebarea este, o bon, întrebare retorică. După 89, mai există cenzură? Evident, dintre cele două mari cuceriri ale, să zicem, Revoluției din 89, sunt uh, libertatea de expresie, care este indeniabilă, și libertatea de a circula. Uh, dar amândouă sunt, uh, sunt uh, grevate de partea economică. Ai bani, circuli. Ai bani, uh, nu vei fi cenzurat. Uh, dar trebuie să ne aducem aminte, adică mai ales scriitorii să-și aducă aminte, că acest... Uh, acest pretext economic era invocat și de comuniști înainte. Ca să nu spună că în cartea cu tare, de, aia, de aceea nu se publică manuscrisul cu tare, pentru că sunt niște probleme grave politic, spunea, n-avem hârtie. Sau uh, costă prea mult, sau nu știu ce. Bun. Deci era o chestiune economică. Uh, ce se întâmplă acum? Uh, înainte era un singur furnizor. Furnizor. Minister de fonduri, să zicem Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe al unui stat comunist înseamnă puterea totalitară comunistă. Uh, uh, o, o paranteză care nu e foarte îndepărtată. Mi-aduc aminte cu foarte mare neplăcere cum printre alții, Marin Sorescu, poetul Marin Sorescu, uh, încă nu ajunsese să ministru, era la revista Literatorul, indignat de faptul că foștii lui colegi de scris, Atacau guvernul lui Iliescu uh, și în, pe lângă asta mai cereau și fonduri ca să-și publice cărțile. Zicea cam așa ceva, adică să înjure guvernul pe banii statului. Ceea ce este o, o nerușinare dintre cele mai nerușinate, ca să spunem așa. Care banii statului? Banii statului? Statul era Iliescu și Măgureanu și Petre Roman. Banii aceia erau în mod abuziv luați de și manipulați și, în sfârșit, distribuiți celor care erau. Bun. Ne întoarcem. Îl lăsăm pe Sorescu să putrezească în pace. La momentul de față, dacă există mijloace de constrângere, mijloace de a face pe un scriitor să tacă din gură. Adică să nu îi se publice cărți. Dar bineînțeles că există. Bineînțeles că există. Cenzură, nu mai există cenzura politică. Cenzura economică, bineînțeles că ei o invocă. Ei o invocă, mai ales în conflictul meu cu Liceanu. Liceanu n-a răspuns la întrebare, nu a recunoscut că a distrus cartea mea de mărturii culoarea curcubeului, ci a vorbit despre imperativele economice. Evident, imperativele economice, el le-a descoperit. De curând și le mulge, cum a descoperit și monarhia, cum l-a descoperit și pe Seba că e frate cu Sebastian, cum l-a descoperit și pe Pruteanu, că e arheu, etc., etc. Știu că există o dezbatere în România cu semnul întrebării. Există are o mafie literară sau mai multe mafii literare? Am citit răspunsurile, unei spun că ar fi, alții spun că nu prea, că nu văd. Uh, opinia mea este că românii în stadiul în care se află acum nu sunt în stare nici mafioți sau mafiozi să fie. Pentru că aia presupune în rău o structurare, un, un, fel de verticalitate în rău. Nu sunt în stare. Românii sunt doar niște găinari. Deci, uh, cred că nu e, poate fi vorba de mafii în literatură. Că vin ma mafioți din alte zone, din Rusia, din Italia, din uh, fosta Iugoslavie, din Turcia și așa mai departe și, și desfășoară activitățile benefice în România, da, Bun. dar asta e cu totul altceva. În literatură nu cred că nu, nu, nu cred că poate să existe așa ceva, însă există înțelegeri pe momente, înțelegeri fie verbale, înțelegeri din priviri, pentru că noi, la noi s-a dezvoltat această, această comunicare, a înfricoșatului. De timp de decenii, oamenii nu au spus ce gândesc, le-au interzis copiilor să afle și dacă au aflat, să tacă din gură, să nu cumva să, să spună tare la școală ce aud acasă. Deci, acum oamenii, românii pot să se înțeleagă din, prin priviri și la o adică, la o adică eventual când uh, vor fi trași la răspundere, uite, domnule, ai făcut cu tare rău? El să spună, ai vreo probă? Am zis ceva că m-am întâlnit cu cutare și am aranjat ca să uh, nu-l publicăm pe cutare? Nu, nu există probă. Însă, există totuși aceste um, cum să le spun eu, uh, nu e eufemistic, ci în sensul adevărat al cuvântului. Sunt reflexe de apărare ale unei ale unui organism, organismul este societatea românească în general, și vrea să în special, care se apără. Se apără de agresiunile care, evident, vin totdeauna din afară. Niciodată nu vor veni dinăuntru. De ce? Pentru că cei care din interiorul Breslei se manifestă ca, ca, individuali sunt expulzați. Uh, și eu sunt una din, nu zic victime, așa, să zicem, paratrăznetul care acumulează fulgerele, evident, deloc nemeritate, ale Bresley împotriva mea. Este adevărat că nici eu nu rămân dator și cred că într-un alt episod o să, o să amănunțesc această, acest schimb de politețuri dintre Breslă și indivíduo que